Dragi copii, astăzi este prima zi de școală. Numai ce m-am întors din pensie și eu sunt în noul vostru dirig. Încă nu a ajuns toată lumea la școală din ce văd, dar voi să stați acolo în bănci și aș vrea să vă întreb să vedem cum a fost vacanța voastră. Luis, ia un loc în bancă, altfel o să scad nota la purtare. Închide ușa și ia un loc în bancă. Ai probleme, intră în clasă, te rog. Tu cine ești, fata care te-ai dus la Luis? Ia spune-mi numele tău. Eu sunt Bebe Foxy și am vrut să lași să închidă ușa și să se pună în bancă, mă scuzați. Bebe Foxy, te rog să stai în bancă, că altfel o să fii și tu dat afară de la ora. Mă scuzați, continuați. Așa, Luis, treci înapoi în bancă, ce faci? Ce cauți aici? Așa, pune-te în bancă sau dacă nu, o să te dau afară din clasă. Vezi că eu m-am întors din pensie și am avut mulți elevi în viața mea. Luis, nu-ți fă probleme din prima zi de școală, bine? Hai că eu stau lângă tine. Așa, în primul rând, înainte să începem lecția, dacă vreți note mari, adică este un fel de lecție așa, ca să zic, în care povestim, da? Dar dacă vreți note mari la sfârșit, trebuie să apăsați pe butonașul de like și de subscribe și pe clopoțel, ne-am înțeles? Eu am apăsat lui Luis, nu mă risc. Vreau note mari. Așa, bun, și acum lecția de astăzi o să fie o oră mai liberă, o să povestim domnule despre... Nu mă întrerupe, te rog frumos! Am o întrebare, domnule profesor! Spune întrebarea acum, spune! Ridic mâna, domnule profesor! Așa, ia spune, Bebe Foxy! Nu vă supărați, dar nu ne este tot orarul încă! Păi, e simplu! Avem orarul așa! În fiecare zi aveți o oră de română, prima oră este de română de la 8! Da! Puțin să-mi notezi-mă puțin, vă rog! Așa, oră de română... Așa... 3 ore de matematică. Da. Ca să deveniți matematicieni. 3 ore de mate, profu. Opa, fata, ai venit cu întârziere, așa. Pune-te în bancă. Vino mai în față un pic și pune-te aici mai în față în bancă, nu în ultima bancă. Da. Am o întrebare, nu vă spune, Bebe Foxy. Domnule profesor, 3 ore de mate în fiecare zi mi se pare foarte, foarte mult. Dar cum altfel o să devii matematiciană? Nu se poate să fie doar doar de 2 ori pe săptămână. No. De la restul claselor. Nu se poate în fiecare zi, domn profesor. Auzi, eu sunt dirigul de mate, așa că orele de matematică le faceți cu mine. Păi da, și orele de dirigenție că le faceți. Luis, treci în bancă, altfel vei fi dat afară din clasă. Ce faci? Treci în bancă, Luis. Toată vacanța de vară ce ai făcut? Ai tăiat cu toporul lemne, să înțeleg, sau ce ai făcut? Ia, pune-te puțin acolo în bancă și stai în bancă cu minte. Altfel vei fi dat afară de la oră. Deci, avem o oră de română și 3 ore de mate în fiecare zi și dirigenție când facem, domn profesor? Desigur, după 3 ore de mate, o oră de dirigenție. Dar o să facem tot mate în ea, în ora aia, așa că facem 4 ore de mate. Nu vreau, așa că nu-mi place. Bebe Foxy, te rog frumos să te așezi. Așa, și să începem ora, gata, să nu mai fiu întrerupt. Vreau să vă întreb ce ați făcut în vacanța de vară. Nimeni, nimic? Ana, spune ce ai făcut în vacanța de vară. Ia să vedem. Eu în vacanța de vară... Păi, stai să mă gândesc. Am fost la bunici toată vara, domnule profesor. Am mai fost și la mare, m-am bronzat, mi-am făcut selfie-uri și le-am pus pe Instagram să mă dau mare la colegi. Așa. Și am vorbit cu Basti, am vrut să ieșim la Mac toată vara, dar n-am avut timp. Poți să uiți de Mac-ul ăla, că nu cred că ți-l mai dă niciodată. Nu știu ce să zic, eu sper că mi-l dă, adică sper că nu-mi dă țeacă. Nu știu dacă vorbiți așa, domnule profesor. Dar... stai liniștită că înțeleg și eu vocabularul ăsta al vostru tinerilor. Atât am făcut eu în vacanța de vară. Așa, bun, poți să uiți de Mac-ul ăla. Am mai pus pe Brawl Stars, nu știu dacă știți, e un joc foarte popular între noi, gen. Da. Brawl Bars sau cum ai zis tu, în fine. Așa, bine. Domnul cu frizură albastră, că nu mi-a spus cum vă cheamă. Cum a fost în vacanța dumneavoastră? Păi eu, domnule
profesor, am fost la bunici toată vacanța de vară și să știi că am avut acolo grijă de un câine care era prietenul meu cel mai bun. Am fost pe munte, m-am distrat că bunicii mei stau pe munte undeva și era să cade pe munte, că am fost pe munte înalt, rău de tot, și era să cade pe el. Noroc că m-am ținut, m-am prins la fix și a fost super fain. Da, m-am distrat cu câinele, mă jucam în fiecare zi, chiar mi-a plăcut. Bun, mersi băiatul cu o frizură albastră, foarte frumos din partea ta. Ia să vedem, Miru, ia spune-ne, ce ai făcut în vacanța de vară? Am fost la mare și în ultima zi au fost valuri atât de mari și m-a băgat cu tata, știi, tata e foarte bun înotător și a venit un val foarte mare și m-am scufundat. Dar să știți, domnule profesor, că atât de bună notătoare sunt încât i-am făcut față și toată lumea de pe plajă a început să mă aplaude că, vai doamne, ce eroină aș fi eu. Așa, mulțumesc, Miru. Acum trecem la Bebe Foxy. Ea a fost cam năzdrăvană și a tot sărit pe aici. Ia să vedem, ia povestește-ne. Ce te-ai lovit acum, Bebe Fox? Ai grijă! Ai grijă să nu te lovești! Tu vrei să scapi de poveste? Mi-a dat eu seama! Stai să vă zic, domnule profesor! Ia să vedem! Ce ai pățit, Bebe Fox? Poți să vă zic, Diricu? Da, 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 sigur că da! Deci, atâtea lucruri am pățit că nu am timp să le povestesc! Deci, m-am mutat cu tati la bunica. Bunica mi-a dat afară că nu i-a plăcut de mine. Apoi, mi-am mutat cu tata în sat într-o casă părăsită, că nu mai aveam bani de casă. După aia, tati i-a dat de bani și mi-a cumpărat casă pe o insulă. Acolo m-am îndrăgostit de Luis, dar nu Luis cu toporul, e Luis Blondu. Apoi Luis Blondu m-a înșelat și am fost foarte supărată și am plâns toată vara că m-a înșelat și îmi venea să mor când a văzut. În fine... Și trebuie să fie și el la oră, nu știu unde e Luis Blondu acum. Aoleu, Bebe Foxy, păi cu povestea asta ai putea să scrii o telenovelă. După care m-am întâlnit cu Rebecca, nici Rebecca nu e la școală astăzi. Nu știu, e colega nouă, e o fetiță. N-am via bani de rechizite, i-am luat eu cu tati rechizite. Că mama ei nu avea, până la urmă mama ei e stewardeză, își care vocea ca mama mea, poate chiar e mama mea. Și mi-am cumpărat altă, de fapt nu mi-am cumpărat că n-avem bani, dar au închiriat tati o casă ca să nu mai fac naveta și mi-au luat locul. Și cam astea am făcut eu vara asta. Wow, câte s-au întâmplat, chiar s-au întâmplat multe. Acum să vă povestesc ce am făcut eu toată vacanța asta de vară, că imediat se sună. Păi eu toată vacanța de vară am stat la plajă și m-am plictisit. Abia așteptam să înceapă școala, să vă văd pe toți. Ce mă bucur că ați venit acum la școală. Acum pot să trec și eu niște note de 1, 2 și 3, că nota 10 e nota profesorului. Bine, gata, toți în bancă, scoateți o foaie de hârtie. Acesta a fost episodul Hudinașilor și Vulpițelor. Să nu uitați să rupeți butonașul de like și de subscribe, un follow pe Instagram Hudini.insta și Foxy.insta. Primul link din descriere vă duce către Trovo, unde facem live-uri zilnice și filmăm episoadele astea șmechere. Așa că vă așteptăm pe toți să veniți pe primul link din descriere. Pa, pa, și noi ne revedem ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Bye!